Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. Iată că Team of the Season este în sfârșit în FIFA Mobile și este un eveniment pe care l-așteptam de foarte mult timp pentru că este unul dintre cele mai importante evenimente pe parcursul unui an. Deci, Team of the Season este oficial aici. Și înainte să intru la acest eveniment, vreau să vă arăt puțin pack-urile din store pe care le găsim, pentru că foarte multă lume mă întreabă despre aceste pack-uri. Din păcate au făcut iar chestia asta unde trebuie să cumperi primul pack cu bani adevărați, costă 5 lei cred, pentru a putea debloca restul pack-urilor cu puncte FIFA. Este o chestie care mie nu prea îmi place care au făcut-o ei aici, dar mă rog, asta este treaba lor. Și mai sunt alte pack-uri, aceste pack-uri cu 500.000 de bănuți pentru a avea șansa la unul dintre acești jucători. Din nou, este totul bazat pe șansa aici, așa că eu sincer nu aș deschide aceste pack-uri, dar dacă vă simțiți norocoși, mergeți și băgați 500.000 de bănuți pentru a avea șansa, repet, șansa la unul dintre acești jucători. Și acum că am terminat cu aceste pack-uri, haideți să intrăm la evenimentul propriu zis, să vorbim despre el. Ăsta este un monstru de eveniment. Va ține 38 de zile după cum vedeți, așadar 7 săptămâni de Team of the Season. În fiecare săptămână vor apărea două noi echipe Team of the Season. În prima săptămână a apărut Community Team of the Season, niște jucători foarte interesanți acolo, și Liga a doua din Anglia, da, ați ghicit, Liga a doua din Anglia are propria Team of the Season, cei mai buni jucători din Liga a doua din Anglia îi găsiți aici jos. Din păcate, noi nu avem nici măcar Liga 1 în joc și ăștia primesc Team of the Season la Liga a doua din Anglia. Dar haideți să vorbim despre acest eveniment. Așadar, 7 săptămâni de Team of the Season, după care va urma campionatul mondial. Așadar, după Team of the Season, după 10 iunie, așteptați-vă la o promoție cu campionatul mondial, la un program cu campionatul mondial. Dar să vorbim acum despre asta, 7 săptămâni Team of the Season. Primele două echipe Team of the Season le știm, Community, care este echipa principală de săptămâna aceasta, și echipa secundară despre care v-am zis, Liga a doua din Anglia. Vor mai fi încă 5 ligi principale în afară de asta, Anglia, Germania, Spania, Franța și Italia urmează după această săptămână, așadar săptămâna viitoare va fi una dintre acestea, apoi alta, nu știu exact care este ordinea, dar le vedeți acolo în stânga, dacă dați click pe aceste buline din stânga, puteți vedea toate echipele care vor fi de acum încolo, astea sunt echipele principale pentru că fiecare astfel de săptămână va avea și o echipă secundară, probabil din ligile mai mici, cum ar fi Belgia sau Olanda, rămâne de văzut, încă nu știm nimic despre acestea, dar cam așa se va desfășura Team of the Season pe parcursul următoarelor 7 săptămâni. Și acum haideți să vorbim despre aceste 4 noduri și despre cel mai important lucru de aici, și anume voucherele. La aceste 4 noduri veți face vouchere care sunt foarte importante pentru a lua jucători și premii. Așadar, la primul nod putem face 3 vouchere dacă jucăm un simplu skill game, deci foarte, foarte simplu. Trecem la nodul numărul 2. Aici este ceva foarte interesant. Avem 10 încercări, putem juca acest skill game de 10 ori și avem șansa la un voucher sau la bănuți. Sincer, este o idee foarte bună. De exemplu, eu am jucat acest skill game de 10 ori și am primit un voucher. Trecem la următorul nod, unde este un match versus attack. Din nou, aici primim 2 vouchere garantate de această dată. Așadar, este un match simplu versus attack. Veți cădea cu o echipă cu overall similar, cel puțin asta spun cei de la EA, cu toate că am văzut și niște diferențe foarte mari. Dar ultimul nod este foarte interesant. Trebuie să vă uitați la o reclamă pentru a primi garantat un voucher. Am văzut că la mulți nu a mers această chestie, nu a mers reclama, nu a mers să primească acel voucher, dar la mine a mers din prima, m-am uitat la o singură reclamă, am așteptat 10 secunde, apoi a apărut un pliculeț cu un voucher în interior. Deci nu vă uitați de foarte multe ori aici, chiar dacă puteți, pentru că veți primi doar un singur voucher odată la 8 ore. Și toate aceste 4 noduri vor fi resetate odată la 8 ore, așadar odată la 8 ore puteți face 6 vouchere garantate, asta înseamnă că puteți face 18 pe zi. Dacă la cel repetabil aveți șansa să vă pice ceva mai bun acolo și primiți un voucher, puteți face chiar mai mult de 18 vouchere pe zi. Ținând cont că mai sunt 40 de zile aproape, am făcut un scurt calcul și putem face undeva în jur de 880 de vouchere dacă jucați tot ce trebuie până la final. Și acum ce faceți cu aceste vouchere? Ei bine, aceste vouchere pot fi schimbate cu puncte. Puncte de care aveți nevoie pentru a lua jucători și premiile până la acei jucători. În momentul de față puteți lua doar puncte community, pentru că în momentul de față doar săptămâna community este lansată. Încă ceva foarte important, voucherele vor fi disponibile până la finalul evenimentului pe 5 iunie, așadar nu vă grăbiți să cheltuiți acele vouchere, pentru că vor fi disponibile până la final. Asta este și cheia, nu cheltuiți acele vouchere.
pentru că săptămâna viitoare va fi Anglia sau Germania aici și veți putea lua alți jucători și alte puncte, apoi cine știe Italia sau care urmează, așadar țineți de acele vouchere până la final, până apare liga de unde vreți voi un jucător. Dacă vreți pe Messi sau Ronaldo sau oricare din Spania, țineți de vouchere până apare săptămâna cu Spania. Și săptămânile din urmă nu vor dispărea, de exemplu, această primă săptămână cu Community nu va dispărea de aici, veți putea face oricând jucătorii de aici sau veți putea lua aceste puncte. Deci, nicio grabă pentru a face ceva. Strângeți voucherele și țineți-le pentru că sunt cele mai importante. Dar haideți să vă dau un exemplu de aici pe care să-l puteți să-l aplicați la Spania, la Germania, la Anglia, unde vreți voi. Haideți să intrăm la singura săptămână care este deblocată și anume săptămâna Community. Asta este prima săptămână. O să vedeți pe aici pe sus și pe jos câțiva jucători foarte interesanți. Ăștia sunt jucătorii starters de la Community, Team of the Season. Ăștia sunt jucătorii titulari practic de la această săptămână. O să mai întâlniți și niște jucători rezervă dacă mergeți pe aceste noduri. O să dați de niște jucători. Iată, ăștia sunt rezervele de la Community Team of the Week. Ăștia sunt jucători care pot fi cumpărați sau vânduți în momentul acesta pe market, spre deosebire de jucătorii de aici pe care îi vedeți pe sus și pe jos. Ăștia toți vor putea fi vânduți sau cumpărați de pe market doar după 5 iunie, după ce se încheie Team of the Season. Și haideți să vă dau un exemplu, să spunem de exemplu că aș vrea cartea aceasta Chiellini, care apropo este o carte foarte, foarte bună, arată foarte bine, nu știu cum este în joc, dar uitați-vă și voi la această carte, are skill boost-ul agresivitate, care face un boost și mai mare la marking, la agresivitate, la accelerație, la poziționare și la lovitura de cap, ce vreți mai mult de atât, arată foarte bine această carte. Să spunem că aș vrea să-l iau pe acest Chiellini. Tot ce trebuie să fac este să ajung până aici și până aici am nevoie de 119 puncte Community. Așadar, dacă aș vrea să-l fac pe Chiellini, aș avea nevoie de 119 puncte pentru a ajunge la Chiellini și pentru a lua toate aceste bunătăți până la Chiellini. Deci ar trebui să strâng undeva la 360 de vouchere pentru apoi a merge jos aici și a cumpăra cu acele vouchere puncte. Odată ce cumpărați ăsta de aici sau chiar ăsta de dedesubt, este același lucru, o să vă dea un punct la 3 vouchere și o să aveți evident și șansa la unul dintre jucătorii aceștia săptămâna aceasta la Community. V-am spus, sunt jucătorii din Liga 2 din Anglia, dar săptămâna viitoare, de exemplu, dacă este Anglia, Liga secundară ar putea fi una din Belgia și ați putea să luați jucători din Belgia dacă luați punctele de acolo. Dar revenind la acest exemplu, acești jucători pe care îi vedeți aici din Anglia 2, din nou, pot fi vânduți sau cumpărați în momentul de față de pe market, deci nicio problemă aici. Deci Chiellini este doar un exemplu, săptămâna viitoare sau când apare Spania, de exemplu, puteți aplica ce v-am spus eu la Spania, să vedeți cât costă acei jucători, de câte puncte aveți nevoie pentru a ajunge la jucătorul vostru preferat. Încă ceva foarte important, v-am spus, puteți face 880 de vouchere, asta înseamnă că puteți face în total undeva la 290 spre 300 de puncte, indiferent de la ce ligă vreți voi. Așadar, păstrați acele vouchere și când apare liga pe care o vreți voi, când apare jucătorul pe care îl vreți voi, mergeți și luați punctele de la acea ligă. În mare, ăsta este Team of the Season, este un eveniment care, după părerea mea, arată foarte bine și se pare că vom putea face unul, cel puțin unul, dacă nu doi jucători de peste 90. Ah, și era să uit despre acest jucător de aici, SBC, la fiecare săptămână va apărea un jucător aici, pare a fi un jucător până 90 pentru că cartea este elite. Ăsta este un jucător SBC special și din câte am înțeles la săptămâna aceasta la Community este vorba despre Jose Callejon de la Napoli. Probabil că acest jucător va avea nevoie de jucătorii din Liga a doua, cei pe care i-ați văzut mai devreme jos acolo, care găsiți deja pe market și niște jucători care sunt rezerve pe aici. Este vorba despre acești jucători, toți acești jucători vor fi disponibili pe market, așadar nicio problemă. Peste 4 zile vom vedea care este jucătorul, dar vă spun eu, este Jose Callejon. Va fi un SBC în fiecare săptămână, deci foarte puțin SBC și foarte, foarte bine că sunt puțin SBC pentru că, sincer, m-am săturat de SBC. Și cam asta este Team of the Season, doar prima săptămână, v-am spus, urmează 40 de zile de Team of the Season, arată foarte bine. Dacă aveți alți prieteni care joacă FIFA Mobile și nu vreți să stați să le explicați care este treaba cu Team of the Season, dați-le acest filmuleț, sunt sigur că o să înțeleagă foarte bine cum stă treaba. Până una alta, mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut filmulețul, dacă e așa, dați un like ca să știu și eu și până data viitoare, ne auzim prieteni, numai bine, pa, pa!